Într-o localitate din țara Făgărașului, credincioșii așteaptă de 2 ani ca un preot să vină în sat și să se alăture comunității ca paroh. Este vorba de satul Toarcla din comuna Cincu. Reprezentanții protopopiatului Făgăraș spun că această parohie nu este dorită de preoții tineri pentru că la această biserică numărul enoriașilor care mai vin la slujbe pot fi numărați pe degete. La ora actuală, în Toarcla, slujbele sunt oficiate de un preot pensionar care este și administratorul acestui lăcaș de cult. La ora actuală mai avem o singură parohie vacantă, e vorba de parohia Toarcla, care din cauza depopulării satului nu mai este dorită încă de un tânăr, dar cu siguranță o să avem și acolo un candidat în viitorul apropiat. Vestea bună este că de curând doi preoți au ajuns în comunitățile satelor din țara Făgărașului. Am avut două parohii vacante, e vorba de parohia Bărcut cu filia de la Zeliștead și parohia Săvăstreni. Acestea s-au eliberat prin plecarea celor doi preoți în alte parohii. În urma concursului desfășurat la Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, cele două posturi au fost ocupate. În parohia Bărcut am instalat în data de 1 septembrie pe un preot, nemțanu Ionuț. El este un preot cu experiență, vine dintr-o parohie din Călăraș, unde a slujit timp de 15 ani, este brașovean și a dorit să se întoarcă aproape de meleagurile natale. În parohia Săvăstreni este un preot tânăr în preoție, dar cu experiență în viață, pentru că este la o vârstă de mijloc, vârsta de 40 de ani. Dânsul este din Câmpina, s-a căsătorit cu o fată din țara Făgărașului și astfel a dorit să ia o parohie în țara Făgărașului. Cei doi preoți putem spune că sunt preoți de vocație, preot cu experiență, cel de la Bărcut, dar și celălalt, pentru că fiind la o vârstă mai înaintată, deja are o experiență a vieții și cu siguranță își vor face datoria și misiunea în noua parohie pe care le-a fost încredințată. Protopopiatul Făgăraș are în arondare 82 de parohii și 2 filii, plus câteva unități misionare, respectiv la bisericile de spital și la azile.